Ponturi și pariuri pentru azi 4 iulie. Dragi prieteni, aveți în față biletul zilei plasat la Betano plus încă 3 bilete la Superbet. Așadar, avem Pericard câștigă împotriva lui Nishioca la tenis masculin, apoi Iga Jvionte o surclasează pe Petra Martic, așa cum a făcut-o de fiecare dată când a întâlnit-o, la cel puțin 6 game-uri diferență. Și Corvinul Hunedoara va obține minim două cornere cote excelentă. Continuăm apoi cu acest bilet cotă 10 plus pe care îl vedeți chiar acum în fața ochilor, minim 4 seturi la Pericar cu Nishioca, apoi același pronostic la Icaș Viontec, Ostapenko câștigă cu la cel puțin 3 game-uri diferență, apoi mergem la fotbal în Estonia, unde mergem pe goluri multe. Evident, Corvinu, același pronostic și, bineînțeles, ceva din Islanda, pentru ca biletul să se încheie cu acest meci de volei dintre Cehia și Argentina la na, feminin. Biletul este plasat la Superbet, cotă finală 14-52. După care vedeți acest bilet câștigat pe data de 2 iulie de la strategia Biletul zilei GG. Sper că l-ați plasat și voi. Continuăm cu Biletul zilei GG plasat de această dată la agenția Winner. Așa arată 5 partide și bineînțeles o cotă finală de 6.10. Continuăm cu Uh, pontul zilei care evident este acest uh, match de supercupă dintre FCSB și Corvinu. Am ales acest pariu pentru că Corvinul Hunedoara în uh, Liga a doua și cu toții a terminat pe locul 2, n-a avut uh, drept de promovare, însă media de cornere în uh, acest uh, campionat a fost de 5,11, iar în meciurile de cupă, atenție, deși a jucat cu 4 formații din prima ligă, a avut o medie de 5 cornere pe meci. FCSB-ul cedează undeva la 4,28 cornere pe partidă și având în vedere că vor lipsi jucători precum Coman, Olaru, șut Târnovan și încă câțiva foarte importanți, cred eu că uh, Hunedorenii pot obține lejer cel puțin două, gol, două cornere, iar cota este excelentă 1.55 la Nea Superbet, așadar pontul zilei peste 1.5 cornere Corvinu Hunedoara. În continuare vă las un bilet Coto 1222 care face parte din strategia biletul Coto 1000, strategie pe care o puteți vizualiza tot aici pe YouTube în secțiunea Strategii. A doua parte a biletului despre care vă vorbeam, un bilet o strategie de fapt care ne permite să fim pe profit chiar dacă pierdem 1499 de bilete la rând, iar ultimul să fie câștigător sau evident unul din acestea. Cota finală 1222.65, miza doar 5 lei, eventual câștig, vedeți chiar acum în fața ochilor. Biletul este plasat la Superbet. Cam, cam atât, dragi prieteni, pentru, pentru azi. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și nu uitați, abonați-vă la canal și pariați cu cap!